a montat camera pentru dumneavoastră pe vârful uneia dintre lansete. Așteptăm trăsătura, să vedem. Ca să fiu mult mai explicit și să vedeți cum se mișcă vârful lansetei. V-am spus pentru că este mult mai aproape vârful lansetei decât pluta care e la, eu știu, 20-25 de metri să poți sesiza trăsătura. Dar o să așteptăm. Să vedem. Eu am și pe cealaltă, dar nu pot să le prind pe amândouă pentru că sunt distanțate. Am fixat numai pe una. Așteptăm trăsătura aici. Poate avem un pic de șansă. Dacă nu, eu vă urez totuși fir întins, să fiți sănătoși și nu uitați, iubiți și prețuiți natura, că și noi facem parte din ea. Închei cu acea rugăminte care v-am spus-o și rândul trecut, ori de câte ori aveți ocazia și ieșiți la iarbă verde, ieșiți la pescuit, ieșiți la un picnic cu prietenii, la plecare puneți în acea sacoșă cu resturi, 1-2 peturi sau alte resturi lăsate de către cei necivilizați. Încă o dată închei, lăsându-vă să vedeți acea trăsătură, dacă o putem prinde în direct. Pe curând, prieteni! Acum a avut loc o ciupitură, nu știu dacă a sesizat-o. Pluta s-a balansat și s-a culcat pe o parte, dar numai o ciupitură. Acum din păcate.
Din păcate mi-a luat viermii. Încărcăm și o să punem din nou. Poate totuși avem ceva. Uitați și vermi, modul cum îi așez pe călig, nu știu cât de clar se vede. Am așezat-o din nou pe suport. Întindem firul ca să facem contact vizibil cu pluta. Și așteptăm trăsătura. Trage la cealaltă. Am spus, mă chinuie obleții, uitați, sunt într-adevăr obleți frumoși, dar schinuitori. Încărcăm și așteptăm din nou altă trăsătură.
Am lansat din nou cu cealaltă. Am întins firul ca să fac contact cu pluta și așteptăm din nou trăsătura. Trăsăturile sunt rare, abia perceptibile la asemenea plute. V-am spus mai mult pe vârful lansetei. Perceptibilă la plută este atunci numai când o ai la 10-12 metri, dar când se duce dincolo de 20-25 de metri, este mai greu. Și curentul apei, oricât de liniștit sau calm ar fi, tot duce această plută. O localizăm și avem un contact direct cu această plută, numai prin intermediul firului. Și al lansetei. Uitați din nou am încercat aici. Așteptăm. Acum, din nou am rămas fără vier. Am avut dincoace o trăsătură la cealaltă, o trăsătură acum. Eram ocupat cu cealaltă lansetă și am rămas fără vermi și aici. Nu este nicio problemă.
O să încerc să fiu mai atent. Poate aceste trăsături sunt de bun augur. Înseamnă că peștii au venit pe vad. O să vedem în continuare. Am încărcat din nou cârligul, am lansat, așteptăm iar trăsătura. V-am spus, am să încerc să fiu mai atent. Dar, din obișnuință, mă uit la plută, ignorând vârful lansetei și invers, și tocmai atunci se întâmplă când nu ești atent. Nu vreau să vă plictisesc, durează, ar însemna să n-am ce să vă arăt. Ați văzut ce se poate prinde. Dar trebuie să ai un pic de răbdare. Eu vă urez încă o dată fir întins. Pe curând, prieteni!